În scopul eficientizării activității și creșterii performanțelor instituțiilor educaționale, Inspectoratul Școlar Județean susține acțiunile destinate formării la elevi a abilităților pentru învățământul continuu, pentru stimularea inovației și a responsabilităților civice. Astfel, vineri, elevii de la Școala Gimnazială Budești au primit 6 calculatoare donate de către Clubul Copiilor Sighetul Armației. Aceste echipamente informatice vor putea fi folosite pentru activitățile destinate formării și îmbunătățirii competențelor digitale ale elevilor și ale personalului didactic, facilitându-se astfel accesul cât mai multor elevi la cursuri online. De asemenea, cei 177 de elevi ai Școlii Gimnaziale numărul 1 Strâmtura au primit în 21 septembrie câte o tabletă pentru uz școlar. Acestea au fost achiziționate de către Primăria Comunei Strâmtura, care și-a asumat rolul de partener al școlii în procesul educațional al tinerei generații. Au rămas nedistribuite 5 tablete care pot fi utilizate de către cadrele didactice care nu au dispozitive IT.